După o serie de lucrări de igienizare, întreținere, reparații și investiții, viceprimarul municipiului Râmnicu Sărat dă asigurări că școala va începe cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din Râmnicu Sărat. Ca în fiecare an, administrația locală, domnul primar, cu tot ce înseamnă compartimentele de specialitate, ne-am preocupat ca unitățile de învățământ să aibă tot ceea ce este necesar pentru a începe cursurile în bune condiții. Așa se face că în toate unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu Sărat se execută lucrări de igienizare, de întreținere, de reparații. Amintesc aici școala numărul 3, să spunem, investiție importantă în Râmnicu Sărat, este aproape finalizată. Cursurile vor începe în acel local de anul trecut, deoarece în acest local nou, investiție importantă și modernă, este în curs achiziția mobilierului. La școala 6, la fel, sunt în desfășurare lucrări de renovare, școala numărul 2, la fel, iar în celelalte unități de învățământ se desfășoară, așa cum am spus, toate aceste lucrări care presupun igienizare și întreținere a fiecărui local. Asigurăm atât părinții cât și copiii că pe 13 septembrie unitățile de învățământ din Râmnicu Sărat vor fi pregătite să îi primească în clase, sperăm în condiții normale, fizic, prezență fizică, dacă nu vor fi dispuse alte măsuri până la această dată de începere a anului școlar, 13 septembrie. Amintesc și faptul că toate unitățile de învățământ au vizele necesare în ceea ce privește acest lucru de a începe anul școlar în bune condiții și de legalitate.